Campionatele balcanice Under-20 organizate în Turcia au ajuns la final. Din echipa României a făcut parte și Darius Cornescu, atlet legitimat la Clubul Sportiv Școlar Ploiești și Atletico Slănic, sportivul pregătit de profesoara Maria Andrei, contribuind la medalia de bronz câștigată de România la proba de ștafetă 4x100 de metri. Darius Cornescu a concurat alături de Alexandru Șendrea, Denis Neacșu și Silviu Munteanu, tricolorii susținând cu al treilea timp din concurs, 41,92 de secunde. Sportivul prahovean este de altfel vicecampionul României la proba de 100 de metri, în cadrul categoriei de vârstă la care a concurat și în Turcia, Under-20. România a încheiat competiția balcanică cu un total de 24 de medalii, dintre care 5 de aur, 9 de argint și 10 de bronz. Țara noastră s-a situat pe locul al treilea în clasamentul pe națiuni, în urma echipelor Turciei cu 38 de medalii și Croației cu 17 medalii.